O întrebare. Cum să trec peste o despărțire? Într-adevăr, o întrebare actuală, nu? Păi, nu divorț, bineînțeles, e vorba de... Păi cum să treci peste o despărțire? Fundamentează și concentrează-te pe lucrurile care contează. Probabil că ești la o vârstă în care e mai important decât o relație, relație de amiciție, da? Mai important decât o relație de amiciție care te va conduce la pierdere de vreme și de timp, concentrează-te și aruncă-te, dacă pot să mă exprim așa, în lucruri care sunt importante pentru tine. Scriptura, citește, învață, sunteți la momentul când trebuie să învățați. Ascultați-mă, învățați, faceți școală, școala vă va ajuta în viață. Cu toți care am vorbit, și eu am un regret, vă spun drept, că nu am învățat mai mult. Am învățat pe nișa mea, matematică, fizică, cum a fost pe vremea mea, dar îmi pare rău că n-am învățat la toate materiile. Va veni un moment când veți regreta, să știți, dar va fi tardiv. Deci, eu îți sugerez așa să treci peste o despărțire și să te încrezi în Domnul mai mult ca orice. Cum pot să am o relație mai apropiată cu Dumnezeu? Păi, apropie-te de Dumnezeu, nu? Cum spune în cartea Iacov, apropiați-vă de Dumnezeu, oameni cu inima împărțită. Și la toți ne sună asta. Vrei o relație mai apropiată cu Dumnezeu? Apropie-te de Dumnezeu. Și spune Scriptura că El se va apropia de voi. Deci simplu, apropie-te de Dumnezeu. Citește Sfânta Scriptură, caută părtășia cu oamenii lui Dumnezeu, foarte important. Eu vă spun din viața mea, m-am apropiat mai mult de Dumnezeu din momentul în care am avut prieteni, oameni pocăiți, cu adevărat. Da? Prieteni nu neapărat penticostali, ci prieteni pocăiți. Așa te apropii de Dumnezeu. Cum faci să scapi de overthinking? No, aud acum și eu de termenul ăsta, overthinking. Adică să gândești prea mult. Da, 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 e un atac. Știi cum poți să faci? Fă post de telefon. Fă post de informație. De fapt, tot tumultul acesta de media, de informație, toată avalanșa asta mediatică care este peste noi, duce la aspectul acesta. Ne face să gândim prea mult. Ne îngrijorează chiar. Ascultă-mă, fă o probă. Eu am început să fac, în weekend nu stau neapărat cu telefonul, deși, na, acum am fost nevoit să-l am. Într-adevăr, se strâng mesaje, mă mai sună, nu vrei să-mi răspunzi? Nu vreau, nu că nu vreau, nu iau telefonul la mine. N-ai văzut pe WhatsApp că nu ți-am dat sin, nu? Că voi vă știți, vede că s-o uita și nu ți-o răspuns. Nu iau telefon. Faceți post de telefon. Încercați să vedeți că vă va prinde bine. E posibil ca un băiat pocăit să fie transexual și să slujească în biserică ca și când totul ar fi normal? Nu! 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 Asta ar fi ultim. Deci, iubiților, Dumnezeu este împotriva păcatului. Dumnezeu este împotriva homosexualității. M-au zis, Dumnezeu este împotriva curviei, tot ce ține de păcatele trupului. Da? Acum, într-adevăr, trăim bezna minții, nu? Trăim lucruri care... Deci, de bun simț. Păi, știți că peste 70% din tinerii din America, și fratele Nelu ne poate confirma, sunt în depresie. Știți din ce cauză? Pentru că au acceptat gândirea globalistă și programul lor că pot să schimbe sexul și au luat medicamente să le blocheze anumiți hormoni, se trezesc la realitate și drumul ireversibil, nu se mai pot întoarce înapoi. Și văd că și-au nenorocit viața și intră în depresie. Știți că Elon Musk, marele Elon Musk, din punct de vedere al lumii, e supărat pe globaliștii ăștia pentru că și-a pierdut un copil astfel? Un copil de-a lui a vrut să schimbe sexul,
a intrat în procesul acesta, acum e în depresie și îl blamează pe Elon Musk și dă vina pe el și zice, nu mai vreau să te văd că n-ai fost lângă mine să mă ajuți. Cât putem ne vom opune nebuniei globaliste și progresiste? Domnul să ne ajute! Cum să-ți întărești relația cu Dumnezeu? Am răspuns anterior. Scriptură, anturaje bune, foarte mult contează anturajul. Ascultați-mă, foarte mult. Rugăciune, daruri spirituale, vă provoc, cereți de la Domnul daruri spirituale și Domnul va da. Dacă am primit Duhul Sfânt și am avut căderi spirituale și mă simt devastată și îmi pare rău, ce să fac? Ce să faci? Ești în poziția cea mai bună în care ești acum, prin mesajul acesta care l-ai trimis. Dumnezeu vrea să te restabilească, să te restaureze, vrea să te umple cu Duhul Lui Cel Sfânt, vrea să te folosească în lucrarea Lui. Domnul să te binecuvinteze. Nu mai fi devastată. Dacă îți pare rău, ridică-te și du-te înainte. Și Dumnezeu te va binecuvânta și să te umple cu Duhul Lui Cel Sfânt. Cum poți scăpa de sentimentul că ești un nimeni și un ratat? Iubiților, voi, noi, suntem cei mai prețioși oameni de pe planeta aceasta. Oamenii care l-au pe Iisus Hristos nu sunt ratați. Ascultați-mă, în momentul când schimbăm sistemul de referință, lumea a adus un sistem de referință și îl pune în fața ta, da? Prin mass media, prin modelele care le promovează, nu? Că omul astăzi e purtător de reclamă, nu? De modele. Și atunci când nu corespundem cu modelele lor, ei vor să te facă să te simți frustrat, să simți că ești un nimeni. Îi greșit. Schimbă sistemul de referință. Sistemul nostru de referință este Scriptura, este Dumnezeu. Voi nu sunteți ratați, voi sunteți copiii lui Dumnezeu. Cel care a scris acest mesaj, te rog, în numele Domnului, schimbă-ți sistemul de referință. Stai în fața Domnului și nu în fața valorilor lumii. Și asta ne sună la toți. Oare unde am rămas? Tot se închide telefonul ăsta și... Nu mai știu unde am rămas exact. A, da. Așa, am găsit. Îmi place de un băiat din biserică, chiar dacă el vorbește urât și nu este un exemplu, ce să fac? Fugi! Lasă-l! Run away! Lasă-l! Dacă vorbește urât, lasă. Știți ce spune Scriptura? În Proverbe, gura care împroșcă, și nu numai în Proverbe, și în Psalm, spune, cel care împroșcă, care vorbește urât, este un izvor de nefericire și de durere. Tu vrei să te nenorocești? Lasă-l. Și spune, chiar confruntă-l, să vadă cine îi de fapt. Cum îmi dau seama că sunt la frontieră și cum scap de acolo dacă sunt? Asta e personală, dragul meu și draga mea. Ți-ai dat seama că ești. Chiar faptul că ai scris, știu că ești la frontieră. Domnul să te ajute să fugi de pe frontieră și să nu privești înapoi. Mai mult ce să spun. Înapoi, cum spunea și fratele păstor, spiritual. Nu te uita la frontieră înapoi. Să nu-ți pară rău ce lași acolo, că aici e problema. Cum se explică versetul 26 din Leviticul 19, acolo ne-am uitat cu fratele păstor, era vorba de să nu mănânci sânge, da? Să nu mâncați sânge și să nu ghiciți după vârgolă. Păi simplu, tot ce ține de ocultism, și aici intră horoscoape, de ghicit, de vrăjitorie, nici în joacă să nu dați mâna la cineva să vă ghicească în palmă. Chiar dacă e un novice sau e un șarlatan, țiganii, romii, unii practică asta, șarlatani, nici în glumă să nu dați mâna, să nu vi se ghicească în cafea, să nu consultați horoscoape, pentru că sunt duhuri demonice. Așa se explică. Da? Și acolo, apropo de sânge, de prima parte, chiar și sânge, să nu consumați sânge rece. De ce a interzis Dumnezeu să consumăm sânge? Pentru că viața este în sânge. Exact.
De aceea, acolo când spune că Iisus și-a vărsat sângele la Golgota, El de fapt și-a dat viața Lui pentru noi, viața sfântă. Domnul să ne ajute. Ați înțeles cu treaba asta? Să nu vă implicați în chestii oculte, că am avut colegi, să știți, care s-au implicat cu Iulia HD-ul, cu vorbitul morților, în glumă, o luat-o în glumă. O ajuns la nebuni. O ajuns la nebuni, pentru că au deschis ușa unui tărâm atât de periculos. Poți să ai iubită, iubit de altă religie? Acum... Da, eu zic mai bine nu. Mai bine nu. De altă religie te referi? Musulman. Dacă primesc sin de la o fată de 3-4 ori, dar până în momentul acela vorbea cu mine, ce ar însemna acel lucru? Acum eu nu psiholog, da? Sau să te încurajez, să... Ce să însemne? Probabil îi place de tine, vrea să te provoace, nu știu. Probabil ești un mitocan și vrea să scape de tine, situația e completă, e complexă, nu știu. Dar, repet, bine ar fi, ascultați-mă copii, vă spun ca la copiii mei, bine ar fi să nu pierdeți timpul cu relații care s-ar putea să nu ducă la căsătorie. Când e timpul de învățat, e timpul de învățat. Ascultați-mă și fiți prudenți, nu vă deschideți inima pentru lucruri superficiale, că o să regretați. Vă mulțumesc în numele Domnului că v-ați rugat pentru mine. Mă simt mult mai eliberată și mai bine. Slăvit să fie Domnul. Aleluia! Acesta a fost scopul pentru care ne-am întâlnit în ziua de astăzi. Slăvit să fie Domnul. Mă bucur, mă duc acasă mai bucuros. Cât de important este controlul de sine în viața spirituală și personală? Păi, roada Duhului, Galateni capitolul 5, cu versetul 22 și 23, spune acolo că roada Duhului, hai să citim, dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și culminează cu înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Ar fi foarte bine să avem asta toți. Roada Duhului Sfânt, Domnul să ne o dea la toți. Așa, cât de important este controlul de sine? Foarte important. Poți să ai iubită de la 13 ani? Nu, nu, nu. Nici vorbă. Cum pot dezvolta o viață de rugăciune mai consecventă și roditoare? Știi cum poți? Știi cum poți? Începe din seara asta, de astăzi. Începe. Începe cu 2 minute, cu 5 minute, închide-te, lasă telefonul în altă cameră, tu du-te în camera ta sau dă-l pe mute, nu lua telefonul cu tine și începe să te rogi. Începe cu 5 minute și o să vezi că o să ajungi la o jumătate de oră și o să vezi că o să continui. Domnul să te ajute și să mă ajute și pe mine. Cum să ne apropiem ca și cuplu mai tare de Dumnezeu? Ca și cuplu căsătoriți? Probabil. Da. Ca și cuplu. Altar împreună, rugăciune împreună. Rugăciune împreună. La început e jenant. I-am văzut când am început să mă rog cu soția, mi se încurca limba, mi era rușine de ea. Sunt niște demoni, să știți. E o luptă spirituală. În văzduc, așa spune Scriptura, că sunt demoni care se luptă cu noi. Că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva demonilor. Cine ajunge să se roage cu soția și cu soțul, degajat, liber, ăia-s pe drumul bun. Domnul să ne ajute pe toți care suntem căsătoriți și să vă ajute și pe voi care vă veți căsători. Să faceți din lucrul acesta un deziderat al vieții voastre. Aici, unul, cine e băiatul de la pian? Ăla cu ochelari. Ăla cu ochelari. Aia la final, e legătura cu el, frumos. Ce părere aveți de cineva care cunoaște... Te-ai promis deja. Ce părere aveți de cineva care cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, face voia lui, se roagă lui, însă nu are parte de botezul în apă? Astea sunt întrebări din acelea... Până... Ce părere? Ce insinuezi? Ce vrei să spui cu asta? Că ce părere ai care cunoaște, dar nu are parte? Păi trebuie să aibă parte, va avea parte. Da. Cum?
Să boteze, da, să boteze. Nu, da. Exact. Foarte bună mâncare jos, Domnul să vă binecuvinteze. Așa, Domnul să binecuvinteze pe cei care, vedeți, noi am predicat, am vorbit, alții au făcut. Toate trebuie făcute, da? Domnul să-i binecuvinteze și mi-a plăcut foarte mult de fratele păstor că i-a adus pe oamenii aceia aici. Eu m-am uitat la sora, de-abia își stăpânea lacrimile. Ceea ce a făcut fratele păstor a fost o slujbă duhovnicească. Domnul să-i binecuvinteze pe frații care, și pe voi care v-ați implicat, pe toți care v-ați implicat pentru sărbătoarea aceasta. Cum pot face ca slujirea mea să fie mai bună? Da, cum pot face ca slujirea mea să fie mai bună, mai eficientă? Fii plin de Duh, caută plinătatea Duhului și atunci vei fi eficient în slujire. Ascultați-mă, tineri dragi, astăzi vorbeam de informație, astăzi este inflație de predici, de cântări, adică sunt multe. Astăzi toți predică, toți au cunoștințe teologice, dar ceea ce face diferența este lucrarea și ungerea Duhului Sfânt. Asta va face să ai o slujire eficientă și va face să avem și noi o slujire eficientă. Și Dumnezeu să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Simt că lipsește un lucru în relația mea cu Dumnezeu. Cum pot să aflu care este acel lucru? Ești sincer și mă bucur de lucrul acesta. Roagă-te Domnului. Domnul să ți-l descopere. Amin. Dacă prietena mea este de o altă religie, dar suntem împreună de câțiva ani bun, cum aș putea face să urmăm împreună calea Domnului? Să vă pocăiți amândouă, corect. Cum să scap de Duhul de frică? Cum să scap de Duhul de frică? Numele lui Iisus Hristos este eliberare și de Duh de frică. Roagă-te acum când ne vom ruga la final și dacă, nu știu, trebuie să vii în față, să ne spui, să ne rugăm special pentru tine. Duhul de frică este o legătură. De legături scăpăm prin puterea Duhului Sfânt și prin rugăciune. Slăvit să fie Domnul. Cheamă un slujitor, cheamă pe cineva care are autoritate spirituală. Spune-i și el se va ruga și Domnul te scapă de Duhul de frică. Mă rog pentru băiatul de care îmi place. E pocăit, dar pierdut în lume. E bine să continui? Nu. Lasă-l dacă e pierdut în lume. Lasă pe alții. Nu te băga tu. Lasă păstorii, lasă părinții să-și facă treaba lor. Nu, așa cum spunea fratele, te poți ruga, dar să nu te implici neapărat să te duci după el ca să-l scapi, că nu-l vei scăpa. Din contră, te va trage el după el. La calități să mă uit la o fată în vederea căsătoriei? E păcat să bei bere fără alcool. E păcat să bei bere fără alcool? Da, e păcat, pentru că Biserica Pentecostală a legat lucrul acesta și trebuie să ascultați de biserică. Oricine e răzvrătit, spiritul rebelios, spiritul de răzvrătire este de la Satan. Și noi, ca și suntem în cultul pentecostal, în sistemul acesta care încă Dumnezeu e cu noi, slăvit să fie Domnul, să rămânem lângă Domnul, și dacă biserica a legat lucrul acesta, e păcat. Nu are rost întrebări de felul acesta. Ce să fac dacă îmi place de cineva din biserică și sunt la o vârstă fragedă? Să te pocăiești și să înveți. La calități să mă uit la o fată în vederea... La calități sau la ce calități o fi vrut să zică, nu? Să mă uit la o fată în vederea căsătoriei. Păi, în primul rând, uită-te dacă e harnică, uită-te dacă gătește, dacă o ajută pe maică sa, uită-te cum vorbește cu taică sa, că așa se va comporta și cu tine. E păcat să fii motociclist? Nu e păcat, dar e riscant. Lasă motocicleta, ăsta e sfatul meu, chiar dacă îți place, pentru că e chestiune de timp până se întâmplă ceva. Vedeți, mai ales în România, unde nu-i cultura, noi nu avem cultura de a respecta, nu, deschide ăștia portiera, când ți-e lumea mai dragă, tu treci cu motorul și unul deschide portiera și te-ai băgat în el. Lasă motorul. Nu-i păcat, dar ar fi bine să-l lași. Care sunt lucrurile care un creștin trebuie să le facă obligatoriu? Acum, întrebarea asta, cum să vă spun, noi nu mergem așa, nu așa, da. Când spune Scriptura că unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenie și libertate. Niciodată nu m-am simțit constrâns
de relația mea cu Dumnezeu, că trebuie să fac așa sau nu trebuie să fac așa. Ci Dumnezeu întotdeauna ne călăuzește. De aceea, întrebarea asta, care sunt lucrurile care un creștin trebuie să le facă obligatoriu? Păi, aș spune, hai ca să intru în registrul tău, aș spune rugăciunea. Îți spun un lucru, numai rugăciunea. Trebuie să te rogi neîncetat, să te rogi să-ți faci o viață de rugăciune constantă. Domnul să te ajute. E păcat să bei benzină, ăsta îi mă rog, asta așa, să ne descrețim frunțile, știi? Că nu știu cum să-l numesc, știi? Cum pot primi un nume nou? Prin relația cu Dumnezeu. M-am îndrăgostit de un băiat de la Muntele Sionului. Ce sfaturi aveți pentru mine în această situație? Trec și peste asta. Cum ar trebui să fie o soție ideală? Deja l-aș lăsa pe Inu de aici, că are mai multă experiență ca mine la căsătorie. No, hai frate Inu. Cred că prima dată trebuie să te uiți la tine să vezi dacă tu ai fi un soț ideal. Pune întrebarea un băiat. Pentru că nu este corect să-ți dorești ceva foarte înalt și tu ești foarte jos. Adică atunci când ai în mintea ta numai așteptări și tu nu poți oferi nimic, mi se pare că ești egoist. Soția ideală trebuie să fie o fată pocăită, o fată harnică, serioasă, să vezi că e preocupată mai mult de partea spirituală decât de partea fizică. Dacă e preocupată mult de partea fizică, o să fie foarte greu să o întreții. Gândește-te că inflația e mare și dacă îți ieși o soție foarte preocupată de partea exterioară, o să te pună la cheltuieli foarte mari și nu o să-ți convină. Nu o să o poți înțelege. Caută-ți o fată smerită, caută-ți o fată serioasă, caută-ți o fată care iubește pe Domnul Iisus mai mult decât lucrurile din lume. Dar fii tu înainte un băiat serios, pocăit, smerit și așa cum am zis despre soția ideală. Sunt cercei sau bătii cu condiție de mântuire? Condiția mântuirii este credința în Domnul Iisus Hristos, însă asta implică trăirea în credință, iar trăirea în credință implică să respectăm cuvântul lui Dumnezeu. Iar cuvântul lui Dumnezeu cuprinde și aspecte ce țin de partea exterioară. Da, 1 Petru capitolul 3, versetul 2 în jos, 2, 3, spune acolo despre faptul că există un trai curat și în temere, podoba voastră să nu fie podoba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor. Duminică seara trecută, fratele postornelul Filip a avut un mesaj exact despre ținuta extravagantă. Vă recomand să-l urmăriți. Iar despre batic, aș pune aici Dumnezeu 1 Corinteni 11 cere ca femeia să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Asta înseamnă că la închinare trebuie ca femeia, și nu mă refer aici numai la cea căsătorită, acolo Pavel se referă la tot ce înseamnă parte femească, trebuie să aibă un semn al stăpânirii ei. De ce botezăm în numele Tatălui, a Fiului, dacă toți trei sunt una și se numește Iisus? Cred că întrebarea asta am văzut că se repetă. Este întrebare care vine de la unii care se numesc creștini și care cred în învățătura lui William Branham. Biblia vorbește despre învățătura Domnului Iisus pe care a dat-o ucenicilor, Matei capitolul 28, versetul 19, botezându-i, mergeți, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Dacă noi scoatem versetul ăsta din Biblie, atunci scoatem și alte versete din Biblie și atunci ce mai credem? Selectiv, ce vrem? Este parte din Sfânta Scriptură, din revelația pe care biserica a acceptat-o și o crede de-a lungul istoriei. De 2000 de ani aproape, Noul Testament a fost stabilit prin concilii pe care liderii bisericii, oamenii care s-au temut de Dumnezeu au spus ăsta e cuvântul revelat, descoperit de Dumnezeu și noi îl acceptăm. Apare întrebarea imediat mai încolo, de ce nu practicăm botezul lui Petru? Dar care e botezul lui Petru? În numele lui Iisus, știu ce vreți să spuneți. Întrebarea mea este următoarea. Cei care ați fost botezați în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, până să se spună această formulă, pentru că pe unii asta îi deranjează, care au fost întrebările care au constat în trecerea voastră ca să puteți fi botezați? Există două sau trei întrebări, depinde cum sunt formulate. Crezi în Domnul Iisus? Crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal? Crezi că era murit pe cruce pentru păcatele tale? Atunci, întrebarea logică este,
Tu ești botezat în afara numelui lui Iisus. Dacă la aceste întrebări nu răspunzi da, 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 nu te botează nimeni. Asta înseamnă că numele lui Iisus este acolo. Doar noi respectăm cuvântul pe care Iisus l-a spus, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, pentru că noi credem într-un Dumnezeu triunic. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. 1 Ioan capitolul 4 spune asta, căci trei sunt în cer care mărturisesc, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Dacă scoatem versetele astea, trebuie să scoatem vreo 20-30 de versete din Noul Testament, anulăm și Vechiul Testament și atunci ce mai credem? Însuși Domnul Iisus Hristos, frateinu, dacă îmi permiți, însuși Domnul Iisus Hristos, când ne-a trimis cu mandatul de a predica, de a face ucenici, Matei 28, Marcu 16 de asemenea, El a spus, duceți-vă și botezați-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Asta a zis-o Iisus Hristos și exact așa botezăm, cum a zis El, în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. A, că este acolo unde Petru a botezat în numele lui Iisus, a botezat în numele lui Iisus pe cei care erau dintre neamuri și care nu credeau că Iisus e Fiul de Dumnezeu, ci că e un profet evreu. Iar botezul au accentuat în numele lui Iisus, adică așa cum a spus Iisus. Asta înseamnă botez în numele lui Iisus, să botez așa cum a spus Iisus. Și Iisus a spus, botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. E păcat să arzi lemne seara. Acum dacă e cald afară. La iarnă nu faceți focul lemnei, că e bun. Următoarea întrebare, divorțul este păcat? Da. Da. Maleahi 2 cu 14, 15, 16. Dumnezeu spune acolo, urăsc despărțirea în căsătorie. Dacă o femeie este bătută, înjurată și nu este respectată în acea căsnicie, trebuie să stea și să accepte? Atunci când vorbim despre situații de violență extremă, există legi, există autoritate, există poliție, există judecătorie și o femeie care este maltratată poate să se adreseze autorității și poate să capete protecție din partea autorității. Am avut un caz de felul ăsta și respective femei care era maltratată, i-a recomandat să meargă la poliție. S-a dus la poliție și când s-a întâmplat următoarea dată și a fost lovită de soțul ei, a venit poliția acasă, i-a dat o amendă soțului ei și a pus în vedere prin mandat că dacă se mai întâmplă o dată treaba asta, el va fi arestat. În momentul ăla omul s-a potolit și n-a mai pus mâna pe ea să o chinuie. Deci, la cel fără de lege este lege. E păcat să ai părul lung fiind băiat? Da, Biblia vorbește în 1 Corinteni 11, nu vă învață chiar și firea că pentru un bărbat este rușine să poarte părul lung? Cred că da, trebuie să ne tundem ca și băieți, să avem o normă. Acum vedeți că diferă, unul e la 0,1, altul e la 2 cm, dar imaginați-vă că merg doi băieți pe stradă și amândoi cu părul lung și își lasă pe spate și cineva vine și abordează ca și cum ar fi două fete din spate, nu? Cum te simți? Nu te învață chiar și firea? Adică este un lucru natural, normal, ca băieții să se tundă și fetele să-și lase părul mai lung. De ce nu am voie să iau mașină tare, cum spun păstorii? Păstorii spun să iei mașină tare sau să nu iei, să nu iei. Dar ei au mașini mai tari decât la ce ne gândim noi. Hai să vezi ce mașină am eu. Pentru că ești începător și dacă îți iei o mașină tare, ai șansele foarte mari să intri cu ea într-un stâlp. Cunosc cazul unui băiat la care părinții, când au împlinit 18 ani, au cumpărat un BMW nou. Și nu a apucat să împlinească 19 ani, pentru că trebuie să-l îngroape. Și este din zona noastră. Pentru că nu avea experiență, pentru că tu nu ai muncit și n-ai banii ca să-ți iei o mașină tare, cum are poate păstorul care de 20 de ani a muncit și care poate a primit-o în numele Domnului în final. Și o mașină bună, că frații au zis, tu meriți să ai o mașină bună că mergi la evangelizare cu ea. Așa e, Marius? Eu n-am pățit, da? Cred că așa. Unii am pățit, așa că... Ok. Cred că îți face bine să ai o mașină mai modestă, că te înveți să conduci mai bine cu ea și dacă se întâmplă să ai vreun accident cu ea, nu-ți pare rău. Cum să abordezi o fată de care îți place? Simplu, vorbește cu ea. Intră în discuție cu ea. Atrage atenția cumva. Dacă aveți un prieten comun, prin prietenul ăla comun, uite, vreau să am numărul tău de telefon, pot să fac rost de el.
Ea a tras atenția deja. Cum să scap de masturbare? În general, la acest păcat se ajunge prin alte surse. Consum pornografie, petreci timp singur, îți faci timp să fii într-un loc în care te provoci ca să ajungi la acest păcat. Închide acele surse de păcat. Scapă de pornografie, scapă de o gândire pe care ți-o hrănești cu tot felul de imagini și apoi începe să-ți găsești de lucru pentru ca să nu ai timp să lenevești. Că de obicei pe fondul de lene, petreci mult timp seara singur, pe telefon, sub pătură, stai prea mult la baie, mai mult decât trebuie, încearcă să te poți controla, pentru că se spune aici că e foarte important să ai putere de a te stăpâni. Țineți vasul în curăție. Luptă-te împotriva acestui păcat, că dacă intri cu el în căsătorie, ești tot nenorocit sau nenorocită. Nu scapi de el după ce te căsătorești. Am întâlnit o persoană care e trecută de 40 de ani și mi-a spus așa, te rog, spune cazul meu și altora. De la 12-13 ani a început să se implice în acest păcat, s-a căsătorit, a avut doi copii, și-a pierdut familia, și-a pierdut casa, nu mai are absolut nimic. E aproape un boschetar care stă pe drumuri și pe străzi. Și spune el, pentru că nu am putut să controlez acest păcat, că nu m-a lăsat de el. Și am vrut să mă atrag și soția în el și mi-am pierdut tot ce am avut. Nu vă jucați, pentru că de păcatul ăsta nu scap căsătorindu-te, numai pocăindu-te. Întoarce-te la Dumnezeu din toată inima, tai sursele de, care te împing la păcatul ăsta și vei fi fericit sau fericită. Cum mă maturizez spiritual și cum mă apropii mult de Dumnezeu? S-a răspuns deja la întrebarea asta. Rugăciune, post, cuvântul lui Dumnezeu, oameni credincioși. Este bine pentru un tânăr să fie cu tânără de altă confesiune apropiată? Exemplu, baptistă sau adventistă, e doar un exemplu. Acum, dacă ne referim strict la cei din evanghelic, da? Există în România Alianța Evanghelică, care cuprinde cultul pentecostal, baptist, creștin după Evanghelie. În ce privește asta, există un protocol semnat de mai mari noștri în care se acceptă căsătoria cu o persoană din aceste biserici. Dar important este să vezi dacă aveți aceleași valori. E foarte important că poți să fii pentecostal și să nu crezi în ceea ce cred pentecostalii. Dar poți să întâlnești o persoană, știu eu, baptistă, care să creadă în valorile pentecostale. Fii atent la valorile pe care le are. Să creadă în cuvântul lui Dumnezeu, să creadă în sfințenie, să creadă în puterea Duhului Sfânt, să creadă în lucrarea lui Dumnezeu, în viața personală și așa mai departe. Ce se întâmplă de mă botez la 14 ani? Dacă liderii bisericii de unde provii acceptă să te boteze la 14 ani și oferi suficientă credibilitate, botează-te. În biserica noastră avem o regulă, fetele de la 16 ani, băieții de la 18 ani. Acolo unde sunt excepții, le discutăm. Dacă cineva e botezat cu Duhul Sfânt înainte de data asta și știu eu, e o fată care la 15 ani deja în clasa 9 și ea a fost botezată cu Duhul Sfânt și a implicat în slujire sau recomandăm să mai aștepte, dacă nu vrea să mai aștepte, uneori se fac și excepții, nu de dragul de a accepta o vârstă foarte mică. Suntem în Baia Mare și eu, pentru că lucrez în învățământ, întâlnesc cazuri de copii care se botează la 9 ani, la 10 ani, la 11 ani. Să știți că acolo este un pericol. De ce? Pentru că ortodoxi zic, noi botezăm la 6 luni și voi botezați la 8 ani. Și care e diferența? La 9 ani nu există încă format discernământul. De la 14 ani în sus ai buletin. Atunci înseamnă că legile statului, țara în care trăim, socotește că tu deja ai discernământ și dacă faci ceva împotriva legilor, plătești penal. Cum trebuie să faci să primești Duhul Sfânt? Să te rogi, să-ți dorești din toată inima. Există câteva lucruri foarte importante. Să fii pocăit, te-ai întors la Dumnezeu din lume, s-a întors la Dumnezeu din viața ta trăită anterior, dorești lucrul ăsta, pentru că spunea Domnul Iisus Hristos, noi trebuie să cerem, Duhul Sfânt va fi dat celor ce îl cer și trebuie să așteptăm. Până la urmă nu disper dacă nu se întâmplă lucrul ăsta acum, nu? Aștepți, dar aștepți cu nu cu pasivitate, ci activ. Doamne, eu aștept să mă botez, eu cred că Tu poți să faci lucrul acesta. Fapte 2:1, în ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc.
Unii care studiază mai adânc textul ăsta spun că ei nu erau neapărat atunci în rugăciune, dar erau în așteptare. Ei așteptau să vină peste ei Duhul Sfânt. Și au venit Duhul Sfânt. Așteaptă cu dorință înfocată și Dumnezeu te va boteza. Ce contează cel mai mult la o fată? S-a spus deja, să fie serioasă, pocăită, să-L iubească pe Domnul Iisus, să nu poarte grijă de firea pământească, pentru că îi trezește poftele. De ce botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt? S-a răspuns. Cum îmi dau seama care sunt planurile Domnului cu privire la mine? Cum îți dai seama care sunt planurile Domnului? Uită-te în viața ta, vezi ce chemare a pus Dumnezeu în tine. Există un anumit lucru sau mai multe care te atrag. Îți place să cânți, îți place să înveți poezii, îți place să citești, îți place să stai lângă Scriptură, îți place să te duci la un bolnav, să-l vizitezi. Îți place când vezi pe cineva necăjit, amărât, cum au scris unii aici, că se simt retrași, te duci să-l bagi în seamă. Uită-te unde e chemarea în care Dumnezeu te poate folosi cel mai bine, cel mai eficient. Îți dai seama că Dumnezeu are un plan cu tine, 100%. Nu toți vor fi lideri de laudă și închinare, păstori, dar poți să fii un medic bun, s-ar putea să fii o directoare bună de școală, s-ar putea să fii o educatoare, un învățător bun, s-ar putea să fii un mecanic foarte bun. Nu trebuie toți oamenii să slujească public, nu toți din biserica noastră slujesc public, dar toți oamenii îl slujesc pe Domnul prin ceea ce fac ei, prin modul în care își fac treaba la locul de muncă. Ăsta e planul lui Dumnezeu, tu să fii serios la locul de muncă, să vină oamenii să te caute și să zică, uite, ăsta e un frizer serios, mă duc să mă tundă. Când mi-au zis că să vin la ora X, m-am dus și m-au tuns. Nu m-au ținut două ceasuri că au avut alte priorități. Fii serios în ceea ce faci și vei vedea și vei înțelege și planul lui Dumnezeu cu privire la viața ta. El se descoperă treptat. Nu vine Dumnezeu acum la 15 ani să spună, uite, pentru viața ta, tot desfășor planul și-ți arăt ce vei face în viitor. Nu. Totul merge step by step, treptat. Treptat, funcție de cum te maturizezi, funcție de contextul în care ești, în școala în care ești, facultatea unde mergi, familia pe care o ai. În timp, înțelegi planul lui Dumnezeu. Pot să mă însor dacă am 19 ani? Sigur. Numai să ai cu cine. Pavel zice, dacă arzi, decât să păcătuiești, mai bine căsătorește-te. Fratele Bursan, care a fost păstor în Canada, în Botoșan și apoi în Canada, a murit la 62 de ani. Eu când l-am cunoscut, ne povestea, eram un grup de studenți, am fost la ei misiune în Botoșan, zice, eu m-am însurat la 18 ani și nu-mi pare rău, pentru că, zicea el, am învățat o vorbă de la țară, mămăliga e bună de mâncat dimineața și fierbinte. Căsătorește-te dacă ai cu cine. Vă iubesc, fratele lui Filip. De ce în unele biserici este păcat să mergi în tricou? În unele biserici. Vorbim despre biserica noastră și voi știți că sunt niște reguli, pentru că este bine să ne protejăm în ce privește expunerea corpului, a trupului, pentru că vine Domnul, te cercetează, te închini, ridici mâna dacă ți-i tricou mai larg și ești domnișoară. Îți dai seama ce se întâmplă în mintea unui băiat care vede ceea ce n-ar fi trebuit să vadă în biserică. De-aia e bine să păstrăm decența. Dacă îmi permiți, frate Inu, personal am cerut lucrul acesta pentru cei ce slujesc să nu vie în tricouri, ci să vină cel puțin cu o cămașă și bazat pe Scriptură. Consider că același Dumnezeu, în afară de legea ceremonială din Vechiul Testament, care este anulată datorită jertfei lui Hristos, celelalte toate sunt valabile. Și uitați-vă, vă rog să studiați Exod 28 cu 42, Exod 20 cu 26, Levitic 6 cu 10, Genesa 28 cu 20. Studiați, vă rog, Biblia și vedeți că e bine chiar și pentru preoți, cei care slujesc, să nu vină cu picioarele goale, să li se vadă rușinea goliciunii, mai ales când se urcau la altar să aducă jertfe, să nu fie expuse părțile trupului pe cât posibil. Țineți cont de ce spune Biblia și nu de ce spun teologii liberali sau libertinismul din ziua de azi, că e mai important. Mulțumesc, fratele Lu. Ce părere aveți despre stăruința după Duhul Sfânt care se face prin repetarea unui singur cuvânt, de exemplu Osana? Iar dacă sunteți de acord, aș dori argument biblic. Stăruință înseamnă a cere mult și repetat același lucru.
Repet, stăruință înseamnă a cere mult și repetat același lucru. În momentul în care ești la stăruință după Duhul Sfânt, și asta spun din practica Bisericii Pentecostale și din ceea ce vedem în Scriptură, ei erau împreună în același loc și aveau un singur obiectiv, stăruiau după Duhul Sfânt. În momentul în care te apuci și te rogi, tot felul de domenii poți să cuprinzi în rugăciune. Te poți ruga pentru familie, te poți ruga pentru biserică, te poți ruga pentru lume, te poți ruga pentru misionari. Vorbirea în alte limbi are de-a face cu vorba noastră, are de-a face cu graiul nostru articulat. În momentul în care tu te rogi și ai în mintea ta o anumită rugăciune și rugăciunea aia, evident, te ții de ea, Apostolul Pavel zice, când mă voi ruga cu Duhul, nu mă mai rog cu mintea. Asta înseamnă că mintea mea devine fără rod. Iar ca să existe acea conexiune între minte și gură, pentru că din prisosul inimii, din prisosul minții, practic, vorbește gura, trebuie să fie un moment în care să se producă o schimbare de sursă. Dacă în timp ce mă rog, eu mă gândesc la lucrurile la care mă rog și mă țin de ele și vine puterea Duhului Sfânt peste noi. Și am văzut asta în practică. Tineri care sunt sub puterea Duhului Sfânt, dar care nu încep să vorbească în alte limbi pentru că nu dau ei voie Duhului să preia controlul. În momentul în care unii spun, fă rugăciunea ta mai scurtă în sensul să nu cuprinzi toate domeniile. Tu încă stăruiești după Duhul Sfânt, te mai rog să te ierte, să te elibereze, să aibă milă de bunica, să aibă milă de bunicul. Și atunci trebuie să te concentrezi pe un lucru care este important. Și de aceea apare uneori în stăruință. Unii zic lăudat să fie Domnul, alții zic Duhul Sfânt, alții zic revarsă Duhul Sfânt și așa mai departe. Și în momentul în care ai lăsat mintea ta în controlul Duhului, o să vezi că începi să vorbești în alte limbi. E un moment în care trebuie să accepți că Duhul Sfânt vorbește prin gura ta, dar trebuie să fie și aportul tău în următorul sens. Fapte 2:4 zice așa, și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început, acțiunea cui început? Și au început cine? Ei au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul. Vine puterea Duhului Sfânt peste tine, ești cercetat și lași pe Duhul să vorbească. Nu mai te gândești la ce ai vrea să spui tu, îți lași mintea și gura vorbește de la Duhul Sfânt. Este păcat să iubesc un bărbat divorțat? Da, e păcat. Va fi căsătoria cu el o curvie? Da, 1 Corinteni capitolul 7 spune lucrul acesta. Dacă cineva se căsătorește cu un bărbat despărțit de o soție sau invers, curvește sau prea curvește. Dacă o fată merge îmbrăcată provocator doar ca să atragă atenția băieților, este păcat, mare păcat. Dacă te duci să atragi atenția băieților, întotdeauna când te îmbraci, când ieși din casă, uită-te să vezi ce vor zice oamenii când te vor vedea pe stradă. Pentru că tu poți să întorci privirile băieților și ei să zică ce bună îi. Și atunci ești o sursă de ispită, ești o sursă de păcat. Dar ai grijă nici să nu fii nici prea neprihănită, că se pot întoarce după tine și să zică, săraca de ea. Faceți echilibru în felul în care vă îmbrăcați. Adică îmbrăcați-vă în așa fel încât băieții când se vor întâlni cu voi să se uite la fața voastră, nu la altceva. Oamenii să se uite la fața ta când vorbesc cu tine, nu la piept sau la fund sau așa mai departe. De-aia îmbracă-te decent. Că e păcat să atragi atenția altuia prin provocări. Ce să fac ca să fiu mai tare în credință? Citește Biblia, roagă-te, crede mai mult. Ce spuneți despre gândurile și încercările de sinucidere în mod repetat? Acolo este un duh, ai nevoie de consiliere. Ia legătura cu fratele Nelu sau cu mine sau cu unul dintre păstori dacă ești din biserica noastră. Dacă nu, ia legătura cu păstorul din biserica de unde vii. Stai de vorbă, pentru că este un duh care, din moment ce spui că e o chestiune repetată, și-a făcut loc în inima ta, și-a făcut loc în mintea ta și îți spune că într-o zi o să ajungi acolo unde îți propune el. Ai grijă, pentru că a te juca, ești exact la frontieră. La frontieră. E o zonă foarte, foarte periculoasă. Stai de vorbă cu cineva să fii ajutat, să fii consiliat, să treci peste ceea ce îți produce aceste gânduri de suicid. Cum trebuie să se raporteze o fată de 15-16 ani la băiatul pe care îl place din biserică? Mai așteaptă, termină școala, măcar să termin liceul.
măcar să termin liceul. Roagă-te pentru el. Nu e o problemă că i-ai atras atenția, poate. Nu e o problemă că îl simpatizezi. Nu este păcat să atragi atenția cuiva. Este păcat când îți frămânți mintea numai cu asta și tu mai poți să înveți și nu mai poți să te pregătești pentru BAC și nu poți să te pregătești pentru o meserie pe care trebuie să o practici. E prea devreme, părerea mea. Există un băiat prin care mi-a vorbit Domnul de 3 ori și am reușit să mă întorc. Acum e căzut în păcat. Vorbesc cu el, dar nu-l pot aduce înapoi. Mă rog pentru el. Continuă să te rogi. Ai grijă să nu te tragă și pe tine în păcat, că-s posibil tu să știi de lucrurile pe care el le are, sau adicții, sau poate probleme pe care le povestiți. Ai grijă că te face vulnerabil asta. Tu nu ești în stare să-l ridici pe el, pentru că tu ai venit prin cuvântul lui, dar încă nu ești suficient de matură ca să poți fi tu consilierul lui. Există și un pericol în consiliere. Consiliatul să se lege de consilier și invers. Știți că în consiliere nu este indicat să te întâlnești de mai mult de 5, 6, maxim 7 ori cu cel pe care îl consiliezi. Că dacă te întâlnești de prea multe ori cu cel pe care îl consiliezi, se va îndrăgosti de tine și te vei îndrăgosti de el. Și tu ești la vârsta cu băiatul care îți place deja, nu? Și zici, bă, ăsta m-a ajutat să mă mântuiesc. Vezi că te trage în păcat. Mai bine rogă-te pentru el, păstrează distanță și spune că l-a încredințat în mâna Domnului și Domnul să lucreze în viața lui. Este bine să ai o iubită mai mare decât tine cu 2 ani? Nu este o problemă. Dacă îți asumi... Ceea ce spunea Shakespeare, în dragoste cifrele pierd. Corect. Ideal este, după cum spune Biblia, întâi a fost făcut Adam, apoi Eva. Dacă îți asumi, vei avea în viață situații în care va trebui să taci, pentru că întotdeauna ea va avea cu 2 ani mai mult decât tine. Asta nu poți depăși niciodată. Cum pot să mă apropii de un băiat prin voia lui Dumnezeu? Prin voia lui Dumnezeu. Dacă el nu te bagă în seamă, de unde știi că e voia lui Dumnezeu? Până la urmă, sentimentele trebuie să fie reciproce. Trebuie să existe o iubire pe care Dumnezeu o pune în el și o pune în tine. Dacă tu privești la el numai și cred că e voia lui Dumnezeu ca el să fie a meu, nu-i spune niciodată asta, lasă să-i spună Dumnezeu. Că s-ar putea să-i spui și să-l pierzi. Pentru că un băiat serios va zice, trebuie să-mi spună și mie Dumnezeu, trebuie să-mi vorbească și mie Dumnezeu. Roagă-te și așteaptă. Cum pot primi nașterea din nou? Acceptând cuvântul lui Dumnezeu în inimă, asta îți schimbă viața. Întorcându-te la Dumnezeu cu pocăință, cu părere de rău, în mod tainic, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu produce nașterea din nou în omul care se întoarce la Dumnezeu, îi pare rău de trecut și nu mai vrea să trăiască cum a trăit până atunci. Vrea să trăiască după voia lui Dumnezeu. De ce niciodată nu citiți din Apocalipsa în bisericile penticostale? De când umbli la biserică? Citim și din Apocalipsa, predicăm și din Apocalipsa. Cred că ai lipsit când s-a predicat din Apocalipsa. E drept că sunt anumite pasaje din Apocalipsa pe care nu le citim, pentru că unele sunt greu de interpretat și au fost oameni care de-a lungul istoriei și-au prins urechile spunând cine e Balaurul, spunând cine e călărețul după calul cu galben și așa mai departe. Personal am citit Apocalipsa, o citesc și e o carte care te trezește și te face să tremuri și să te întorci la Dumnezeu cu pocăință. Citim Apocalipsa și probabil ai lipsit atunci când s-a citit. Cum ar trebui să înceapă o conversație creștină cu o fată din lume, dacă ai vrea să te apropii mai mult de ea pentru a o câștiga pentru Iisus, fără interpretare? Înțeleg aici că e vorba de un băiat serios care ar vrea să câștige pentru Iisus o fată. Te gândești că dacă s-ar pocăi, s-ar plăcea de ea? Poate. Sau ar fi faină să fie pocăită? Arată-L pe Iisus prin viața ta. Pune-o în contact cu cuvântul Domnului, cheamă-o la conferință de tineret, cheamă-o la întâlniri de tineret. Pune-o în context în care poate să vadă ce crezi tu și de ce tu trăiești diferit. Nu te apropia prea mult de ea încercând să o câștigi printr-o relație de prietenie în sensul de implicare sentimentală, ci fii loial față de această persoană și pune-o în contact cu a Domnului cuvânt. Pune-o în contact cu fete care cred ca tine. Ajută-o să-și găsească prietene care au aceleași valori pe care le ai și tu. Și Dumnezeu îi va schimba inima dacă o pui în contact cu a Domnului cuvânt. Cam astea au fost întrebările.